Bună ziua, dragi justițiari! Acesta este un episod mai special și mult mai diferit decât celelalte episoade cu care v-ați obișnuit. Astăzi vom discuta puțin înainte despre child grooming, pentru care, din păcate, nici măcar nu avem un termen în limba română. Child grooming este acțiunea unui major de a se împrieteni cu un minor sau o minoră cu scopul de a întreține relații sexuale sau de a abuza acel minor sau minoră, de a abuza-o sexual. În România, chestia asta nu este pedepsită niciun fel, nu există în lege. Minorii nu sunt protejați de indivizi care încearcă să-i raculeze prin această metodă, cea a groomingului. Cum am spus, o repet, groomingul este acțiunea unui major de a convinge un minor că el lui este prieten, de a face minorul să lase garda jos, de a-l scăpa de inhibiții, cu obiectivul final de a întreține raporturi sexuale cu acesta, de a-l abuza sexual pe minor sau, în cazurile cele mai oribile, de a duce minorul în situații în care ajunge victima traficului de carne vie. În acest episod îl vom cunoaște pe are obiceiul să ia legătura cu diferite minore. Nu e... Mai vorbești cu alte minore? De vorbit vorbesc cu mulți oameni. Te-ai mai întâlnit cu multe minore? Nu m-am întâlnit în parc noaptea la două cu niciuna de 15 ani până acum. Prima oară. De 15 ani, da. De 17, 16 am mai vorbit, da. La 18 le chem și la mine acasă. Iar dacă la 17 m-au chemat la ele acasă, am fost. Și să discute cu ele într-o manieră destul de prietenoasă. Mie acest lucru nu mi s-a părut ok. Mi-a ridicat suspiciuni. Dar nu îl pot acuza pe că a încălcat legea, pentru că nu există lege. Drept urmare, în acest video, eu nu o să-mi ofer vreo părere, nu o să concluzionez nimic și vă las pe voi, urmăritorii, să vă decideți și să concluzionați tot ce aveți de concluzionat. O să dau start materialului, apoi la final o să revin cu o ultimă idee. Un mic update, dragi justițiari. Am fost contactat de avocatul individului, pe care îl vom numi Petru, și din motive legale a trebuit să ajustăm materialul. Din păcate, proiectul Justițiarul de Berceni nu are resursele necesare să ducă bătălii legale cu diversi indivizi, așa că încercăm să respectăm legea pe cât posibil și să nu le dăm motiv să ne dea în judecată, dar în același timp să vă putem prezenta realitatea cruntă din România. Vă mulțumesc și vizionare plăcută! Screenshot este de pe o aplicație de urmărire. A ținut morțiș să și-o instaleze. Eram eu și cu prietena mea, amândouă minore, gen. Noi ne-am cunoscut la o ideea este că el știa, vorbea cu noi, nu știu ce, i-am spus faptul că suntem minore, a zis că nu are nimic împotrivă, că e foarte ok, adică ce contează vârsta. După a insistat să ne vedem după filmări. Mă rog, eu și cu fata asta, gen cu prietena mea, am vorbit mai multe chestii cu el, dar nu i-am dat de înțeles că am vrea noi ceva cu el sau whatever. Văd, avea un videoclip cu mine și cu fata asta. Mă rog, ne filma practic pe ascuns și în videoclipul ăla lui ne-a pus la story fără acordul nostru. Bună seara, dragii mei colegi, Alex și Cezar. Bună Salut. Seara, Alex și Cezar. Din motive legale, nu putem publica o conversație avută între Petru și o minoră, așa că va trebui să o povestim. Am nevoie de voi să mă ajutați să povestim această conversație pentru voi. Sigur. Pot să încep eu. Petru contactează minora, iar minora este surprinsă și le întreabă dacă a jucat într-un serial. El confirmă și îi explică că îi place profilul ei și că este foarte fotogenică. Ea îi mulțumește, apoi el îi explică că ar vrea să o întâlnească cândva. Dacă nu este deja într-o relație. Ea îi confirmă că este, el înțelege și urează de bine. Ea îi mulțumește.
După care Petru îi scrie dacă așa este și în viața reală și îi urează numai de bine. Minora îi răspunde cu mulțumesc și la fel. După care Petru reacționează la diferite story-uri ale Minorei. Cu inimioare și foculețe. Cu inimioare, cu foculețe, cu tot ce trebuie. După care îi spune că i-ar place să o vadă live. De fapt îi spune că i-a plăcut că a cunoscut-o la un eveniment. Dar nu ne băgă în altele. Și iar îi explică că ar mai vrea să o revadă. La live se referă... Credeam că pe story. Apoi, continuă tu, Cezar. Încă o dată îi trimite foculețe, inimioare, nu știu ce, și îi spune domnul Petru, îi spune Minorei că poate cândva se vor întâlni. Minora îi confirmă că nu se știe niciodată, se întâlnește munte cu munte, dau un cum. Și Petru îi spune că știe că este complicat, că are relație, Minora zâmbește și continuă, el completează, dar nu e imposibil. Și Minora îi spune, foarte imposibil când ești mutată cu el, cu respectivul iubit. El spune că înțelege, dar insistă, dacă vrei, totuși vei putea, te gândești, anunță că va pleca din țară și că o să scrie când revine. Sau să nu-ți mai scriu. La auzul acestor vorbe, să nu-i mai scrie, Minora îi spune că ar fi cel mai bine așa. El acceptă debusolat, căci asta este dorința Minorei, dar nu durează mult. Și Petru mai reacționează la un story. O complimentează, că e frumoasă, ea îi mulțumește și îl întreabă câți ani are. El spune că are vârsta de 33 de ani, apoi întreabă pe ea, iar ea îi răspunde că are 15 ani. Își mulțumesc fiecare cu mulți înainte, toate cele bune, și apoi continuă. Petru îi spune că i-ar place să o revadă și că îi plac postările Minorei. Minora îi mulțumește și îl întreabă dacă nu-l deranjează vârsta ei. La care Petru îi spune că el n-a propus nimic indecent care să deranjeze. Și întreabă dacă mai ies la party-uri și dacă o primește acolo și dacă bea alcool. La care spune că n-are voie să bea alcool, că e minoră. La care Petru spune că asta zice și el. Și după care întreabă câți ani are iubitul ei, la care Minora îi spune că nu mai este cu acel băiat și îi comunică vârsta băiatului. Și iar Petru, când a auzit această veste, s-a gândit să-i spună că ar fi mai bine să ne auzim la telefon ca să ne înțelegem. Okay. Și i-a dat numărul de telefon. Mulțumesc. Mai departe, Minora îi spune că nu poate să-l sune, că este cu mama ei în cameră, doar că îl va suna când va putea pe Petru. Iar că până în momentul ăla să mai vorbească pe rețeaua de socializare. Și Petru îi spune, păi nu poți mâine, că 2 minute la telefon. Minora îi spune că va vedea și Petru accentuează că 2 minute la telefon fac 10 minute pe rețeaua de socializare și spune că așteaptă să fie sunat. Super, super. M-a scris și la Petru. Petru începe să prezinte situația pentru care vrea să vorbească la telefon. Nu se simte în siguranță să scrie pe rețeaua de socializare pentru că a pățit diferite întâmplări, a vorbit și cu mame și cu iubiți de pe contul persoanelor cu care a socializat, fete. Nu știu dacă se referă la minore sau majore, dar având în vedere că a vorbit cu mame, mă gândesc că a vorbit cu minore. Sigur, mă gândesc. El explică minore că preferă webcam decât voce. Și ar fi mai bine să nu mai amâne această întâlnire
prin video. Conversația continuă apoi cu alte reacții la story-uri. Din partea lui Petru. Din partea lui Petru. O debusolare, iar un mesaj că nu a mai fost sunat de către minoră. El explică că nu vrea să preseze cu nimic și că minora trebuie să facă ceea ce vrea ea, dar el este acolo, în caz de orice. Mai reacționează la un story Petru al nostru și explică minorii că atunci când decide să vorbească cu el, să-l sune, că ce are numărul ei, numărul lui. Urmează o conversație în care el explică că e la o petrecere, urmează niște reacții la story-uri din partea lui și că o să-i scrie minorii când revine în București. O invită în mall, în mall Vitan, urât mall. Chiar. Ea explică că stă pe lângă Tineretului și că o idee mai bună ar fi parcul Tineretului decât mall Vitan. El este de acord și dorește să vorbească cu ea la telefon puțin înainte. Își urează noapte bună, își urează bună dimineața, își urează somn ușor. Sweet dreams. Toate cele. Așa, rămâne întâlnirea pe weekend. El îi sugerează în parc, ea îi spune că ar putea să iasă doar după ora 1:30 noaptea, căci atunci părinții ei dorm. El explică că se cam teme să nu îi se facă vreo farsă ala justițiarul de Berceni. Ea explică că la ora aia poate să iasă pe ascuns, să nu știe mama ei. Dar dacă facem așa... El îi explică că cu cât se văd mai repede, cu atât mai bine. Au vorbit pe video, cum și-a dorit Petru. Și continuă conversația cu întrebarea ce o să facă minora dacă se trezește mama și află că este în parc cu el. Ce alibi are ea? Pentru că nu ar vrea să dea vina pe el și să ajungă să vorbească cu tatăl ei sau ce s-ar mai putea întâmpla. Continuă cu frica să nu fie o farsă și cere poză cu ea. Cere și poză cu banca pe care o să-l aștepte. Minora se conformează și se întâlnesc. Acum să continuăm cu materialul. Spatele tău, da? Da, în spatele meu.
treci fix în fața mea, ar fi, nu? Ok, let's go. Vine justiția, rog de pe pedofil! Pedofilul! Vine justiția, rog ca să-ți facă treaba. Vine justiția, rog de prinde cu barba. O să bei apă liniștit? Nu, nu, nimic. Spuneți-mi pe ce am făcut, că am vorbit cu fata asta. De ce spuneți? La ora asta în parc, la 1:30 a ieșit de acasă, toate mesajele ei dovedesc că ea e conștientă că într-un timp de ar putea să se apropie. Să știi că te-am înregistrat în timp ce erai pe bancă, mi-ai spus că la 15 ani e legal să fiu împreună cu tine și ți-am spus sexual, nu ți-a spus că ți-a spus că n-am voie să te invit la mine acasă. Nu am voie să te invit la... Nu, ascultă-mă, nu. L-am luat pe rând. Știam că o să mă filmez, știam că sunt aici, ți-am spus că știu că ai audiență și că eu consider că trebuie să vorbesc cu voi. Pentru că știam și de tine, ok, știam tot. Ți-am spus că mă înregistrez, că mi-e teamă să... Nu am voie să te invit la mine acasă. Nu am făcut-o. Nu am voie să îți fac o grămadă de chestii interzise legal până în 18 ani. Nu am voie să-ți propun, nu am voie să-ți fac nimic. Ți-am făcut de genul ăsta? Nu. Ți-am spus doar că tu ești conștientă de tine că după o vârstă poți să ieși cu bărbați de mai mari de 30 de ani. Te-am mai mințit cu o chestie? Să vorbească, să mai mințit tu pe mine. Tu, practic, mi-ai făcut mie un flagrant de gen moralitate, etică. Și eu am venit să vorbesc cu voi fix ca un om etic, moral, care aveam de gând să fac un lucru perfect legal. Nu i-am propus să vină la mine acasă. Uh-huh. Nici nu m-am gândit în viitorul apropiat să se întâmple așa ceva. Okay. Dar ea e conștientă. Tu ești conștient că e legal problemă la 16 ani. Unica problemă în tot ce spui tu, tu vorbești cu ea și te dai la ea dinainte să exist eu. Stai un pic, cum adică mă dau la ea? Ce înseamnă să te dai la ea? Ea e conștientă de ce face. Eu i-am vorbit frumos, am fost elegant. O persoană sub 16 ani nu poți să spui care discernă. Și care e legea asta? Și o să vă întrerup, i-am spus că de-abia am plinit 15 ani. Și a zis că e legal să vorbesc cu tine. Nu ți-am spus că e legal să-ți fac altceva. Ți-am spus am voie să vorbesc cu tine la ora asta pe bancă, ești conștientă de ceea ce faci. Ai 15 ani în plus, da? Absolut că ai voie, da. Așa, altceva... Ce am făcut, măi, frate, să-mi faceți voi? Cam imoral, domnule. De ce este imoral? Că de-aia vreau să vorbesc cu voi. Hai să luăm de la cap. Eu, fete, astea nu i-am propus nimic ilegal. Corect. Nu am făcut, ți-am propus nimic indecent. Nu, am zis doar că putem să avem o relație. A fost elegant. Nu ți-am spus că putem să avem o relație consumată. Ți-am spus că am putea să vorbim pe bancă la ora asta. Relația asta pare... pe romantism? Stai un pic, e 1:30 noapte, ea a spus că iese din casă, că atunci doarme mama ei, da? Că vine pe o bancă să vorbească cu mine la ora asta. Și tu ca un adult responsabil ai venit să întâlnim cu ea? Am venit să vorbesc cu ea, da. Nu, ca un adult responsabil îi spune aici să-și vadă treaba ei, că poate află mama ei și tot așa. Adică nu, frate, iată-mă că nu te cunosc, nu știu cum te cheamă. Alex mă numesc. Alex, eu sunt... Eu nu am făcut nimic de genul a ce mă bănui tu în viața mea. Eu am dat exemplu de cum să vorbești cu o fată. Eu nu am ieșit. Ține puțin. Iar să-mi dat te ajut. Te-am întrebat, vrei să fii prieten sau să avem o relație? Și spus, la 15 ani e legal să facă ce vrea. Uite, cum crezi că te vede, ascultă-mă. De unde până nu vine, că la 15 ani să facă ce vrea? Eu nu am voie să fac sexul la mine acasă. Nu am voie să-mi vine că ai voie să fac sexul la mine nicăieri. Și nicio relație nu ai putea să ai nici nicăieri. Dar ce faceți voi, că stăiați și dialogul când superstarul poate porte oricine. Știi care e faza? În România este un problem mare cu România. Știu, dar eu nu am făcut nimic frate să-i facem chestia nimic. Chiar ieri, Alex, am prins un fost polițist care la fel a început cu prieteni. Două luni de zile. O secundă, vă rog. Cine nu ar fi după tine mor în sensul de... Haideți să facem dialog totuși. Nu i-am propus. Haideți dacă facem dialog să facem și un program. Bun. Două luni de zile un fost polițist a încercat să facă grooming. Știi ce înseamnă grooming, nu? Presupun că ai... Termenul de grooming. O persoană adultă ce încearcă să raculeze o minoră prin tehnici de manipulare. Nu ești live. Nu e live. Nu ești live. Acolo nu e live. Ai contract cu aici nu e live nimic. Mi s-a blocat ăsta. Înțelege că nu i-am făcut nimic ilegal. Eu înțeleg. E legal să vorbesc cu ea. Iar voi faceți ceva complet împotriva eticii, după punctul meu de vedere. Nu, împotriva eticii. Dacă tu ne-am urmărători și să facem ceva... Știi de mine. Da, de mine. Da, știam, pentru că se pare ciudat să faci farse de genul ăsta. Dar nu e fare, farse. Asta e instigare. Instigare? Cu ce te-ai instigat? Tu ai contactat-o. Mai instigat să ieși pe bancă să vorbești cu ea la ora asta. Nu, tu ai contactat-o.
Tu ai contactat-o în timp ce aveai iubit? Oară, eu am contactat. Da, tu ai contactat în timp ce aveai iubit. Faptul, ți-am spus că am iubit și tu insistai. Nu, nu am insistat. Nu, tu mi-ai spus că nu mai ești cu băiatul ăla. Da, mi-ai spus că nu mai ești cu băiatul ăla. Insistai. Da, și mă uit la ele aici, stoate. Mi-ai spus clar. Nu, 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 nu știu ce chestii. Mi-ai scris clar, vrei să te las în pace sau să nu-ți mai scriu? Și ți-am zis nu mai scrie. Și băi mi-ai spus că nu mai ești cu băiatul ăla și mi-ai scris tu mie să ieșim. Nu, tu ai invitat să ieși, ai vorbit cu mine, eu știu conversația full. Păi și tu ce faci, frate, te dai drept, ia, asta ți se pare etic? Păi uite, mi-a arătat unghiile, m-ai chemat în parc. Tu crezi că... Nu, eu te-am chemat în parc. Ok. Tu ai chemat în parc. Tu ai zis, hai să ieșim în seara asta dacă ești în parc. Hai să o luăm mai calm un pic. M-ați agitat rău de tot, că ați venit foarte calm. Mă vezi că sunt cel mai calm de aici. Eu credeam că tu ești singur. Da, pe bun. Am fost singur. Cum ați venit astăzi? Ne-am mulțit. Băi, omule, suntem... Am fost singur, după am fost noi de o perioadă destul de lungă și după asta... Ok, hai să vorbim atunci pe larg. Sunt o echipă largă și eu sunt unul singur. Poți să vorbesc? Apropo, ești în siguranță, nu sunt pe nimica. Ești liber să pleci dacă dorești. Nu, eu voiam să vorbesc cu tine și mă bucur că sunteți în live. Păi atunci, vă rog frumos, liniște, haide să facem un dialog. Deci nu în ăla de live, e registrat acolo. Vă știți cum se întâmplă. Put-o și mai așa. Nu, ești rău. Bă, tu-ți mai intimit de părinte. Nu, 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 ea spune, păi nu am voie să beau alcool că sunt minoră, ok? Asta zic și eu. Zice, ce ai vrea să facem când ne vedem? Și eu zic, iubitul tău câți ani are? Nu mai sunt cu băiatul ăla. Ok? Deci nu e într-o relație. Corect. Mai rămâne o minoră de 15 ani nu este într-o... Ok, tot minoră, dar frate, nu m-ai găsit cu ea într-un loc dialogul indecent. Este cu mine. Sau intim. Ok, nu m-ați găsit într-un loc intim, am ieșit într-un loc public tocmai ca să avem voie să comunicăm. Voi dacă faceți demersul ăsta de a tăia legătura între fete de 15 ani și bărbați de 30 plus, că vi se pare ciudat. Nu, nu mi se pare ciudat. Tăiați comunicarea și dreptul la comunicare e liber și ar trebui să rămână așa. Diferența între un om care ar profita de ea într-un mod indecent, cât să-i facă ceva imoral, și un om care iese cu ea pe bancă în parc. La două noaptea. Tocmai că la două noapte. Adică e ca și cum ea știe foarte bine ceea ce face. Și dacă este... Dacă este... Cu ce vorbești tu? Păi, domnule, stați acolo, stați pe bancă jos, să vorbim. Deci, vezi, înțelegi ce zici. Stai acolo, jos, înțelegi ce zici. Ea la 15 ani, teoretic, are voie legal să iasă la public. Să vorbească cu cine vrea ea. Absolut. Tu de ce interzis acest drept? De frică că cineva cu care ea interacționează îi va face rău, corect? Cum ar fi dacă ar ieși cu domnul și nu-l cunoaște nimeni? Filmează-l, te rog, o secundă, că ești acolo. Dar nu are treabă, domnul, a venit în domnul, domnul, care e domnul? E curios, domnul. Delta, oa, delta. Atât. Intim, imoral cu fata asta, m-ați găsit pe un parc noaptea, când ea, dacă e noaptea afară la ora 2, știe de ce e. Să vorbească cu oameni, da? În potența ce o fi în viitorul ei, da? Ea știe ce face, are dreptul legal să facă asta. Are consimțământ după vârsta asta, ok? Nu are. Ea trebuie să-și dea seama între un om care ar putea să-i facă vreo agresivitate și un om care are de mult să o cunoască pe larg. Tu vrei să-mi spui mie că ea nu-și dă seama, dar legea o lasă să-și dea seama. Nu, că legea nu o lasă la 15 ani. Cum să nu o lasă, frate? Păi am zis, mă filmez, da? Unde sunt băieți? Nu am întrebat asta, dar v-am văzut din prima. Bine, domnule, din moment ce... Nu, vreau într-o concluziune, că a venit el. Mă, frate. A venit el și acum mi-ai tăiat gucii din gură. Lasă-mă să vorbesc până la final, te rog, că m-ai luat tare cu mulți prieteni lângă tine, mi-ai făcut o chestie. Nu, te-am luat drept tare, abia am zis ceva. Are voie să facă lucrul ăsta, să vorbească cu mine noaptea în parc. Are voie, corect. Ok. Și atunci, vă rog frumos, hai să vorbim pe larg altfel, fără agresivitate. Nu e nimeni agresiv. Bine. Tu de ce mi-ai spune mie că n-ar fi corect să vorbesc cu ea sau ea cu mine? Pre-moral, sincer, să ieși la două noapte. Nu se pare discutabil această moralitate? Moralitatea este subiectivă, într-adevăr. Într-adevăr. Hai să o luăm pe larg. Ce rău ar putea să pățească? Ar putea să fie raculată de un individ major, corect. Și ar putea să manipuleze. În ce sens o manipuleze? Păi nu știu, poate una bun. Așa, nu. Nu cred că ar face asta, că nu aveam de gând să o manipulez. A, serios, Me Too Movement, parcă, nu? Ce e asta? Am înțeles cu manipularea? Dragul meu, ești la ora 2 noaptea în parc cu o minoră, după ce știi de justițiarul de Brăcen, după ce erai puțin speriat că s-ar putea să vină. Nu speriat, mai degrabă nu știam cum o să se desfășoare. Și totuși ai riscat. Da, pentru că am interesul dreptate. Față de ea. Nu interesul față de ea. What the fuck? Nu. Interesul față de ea era mai mare decât deloc. Frica față de justițiar că te pune pe live și strică tu cu. De ce ți se pare ție imoral să fac ceva ce e legal? Că n-am făcut nimic imoral, frate. Am făcut ceva ce e legal și aveam nevoie. Da, mi se pare imoral, dar în maniere. Absolut. Eu am venit doar să vorbesc să aflu de ce faci asta. Ok. Ok. Atâta tot. Ok. Ok. Pentru că mi se pare așa, că timpul pe lumea asta e foarte scurt. Atât timp cât e legal să faci un lucru. Ar trebui să ai dreptul, în primul rând, să te manifesti spre bucuria ta, spre
ați îndeplinit ție... Și bucuria ta se manifestă tu la 15 ani? Nu, frate, nu. Nu am făcut sex cu minori, stai tu liniștit. Nu am așa ceva. Lasă că mai am prieteni cu care le terorizau în mesajul. Iartă-mă, eu știu ce am făcut. Nu am umblat intim, în intimitate cu fete. Crede-mă, că de-aia am și cu tine să vorbesc cu tine frumos. Nu ca să-ți... Dacă îți propuneam altceva, înțelegeam toți că era vorba de un om care ar putea să te manipuleze. Ok? Da, mă, noi avem o problemă cu... Tu ai problemă cu oamenii care... Nu noi. Băi, și eu am o problemă, da, bineînțeles. Nu, există o problemă, nu că am o problemă cu problema. Nu, există o problemă, de care și eu sunt conștient și sunt de acord cu voi. Exact, cu pedofilia, cu traficul de carne de... Fărăți-mă, Dumnezeu, tu ce vorbești acolo, nu am nicio treabă cu ce fac eu în viața mea. Înțelegi? Am zis că faci tu asta. Da, dar mai pus într-o barcă. Nu, doar povesteam. Și eu am aceeași problemă, ok? Sunt pe aceeași barricadă cu tine. Perfect. Ok, am o problemă cu lucrul ăsta. Ok. Există oameni pe care tu ai găsit care fac rău în sensul ăsta? Da, absolut că am găsit. Tu ai găsit vreun om care a făcut ceva atât de, nu știu, să transporte un om? Doamne ferească Dumnezeu, ce vrei tu acolo să spui? Ai găsit sau ai găsit numai băieți ca mine care, când am impresia că vorbesc... Uitam la episoadele mele? Că ați spus ce episoade am găsit? Foarte pe la... Nu am uitat. Nu concluziona greșit. Ok, ai mai găsit și pe mine acum. Hai să spun cum sunt eu. Eu știu cum ești tu, de aceea nu e poliția aici. Aici am vrut doar să te cunosc, să văd de ce faci asta. Atât. Serios? Mai nu știai? Nu, te știam dinainte. Te cunosc de acum. Mi-a povestit că îi trimis multe mesaje și ești insistent și nu am fost insistent. Am fost elegant. Bine, nu am insistat niciodată. Niciodată nu am insistat în viața asta. Știi cu câte fete m-am văzut și n-am insistat niciodată. Sunt obișnuit să merg pas cu pas cu ele și oricum... Ești puțin mai mare ca mine și eu sincer nu aș vorbi cu minore de 15 ani. Nu aș putea. N-ai știut cum, nu? Sau de ce? N-ai știut cum? Păi dar nu trebuie să vorbim numai despre sexualitate. Poți vorbi despre totul absolut, altceva. Absolut, la o anumită vârstă în care nu poți să schimbi subiectul. Nu simt nevoia să ies în pala două noapte cu o minore de 15 ani. Simt că timpul pe pământ este scurt și mi-aș pierde timpul. Crezi că ți-ai pierde timpul? Da, timpul e prea prețios ca să ies cu o minore de 15 ani să... Povestim despre ce? Despre cum a dat capacitatea? Nu știu cum a dat capacitatea, n-aveam de ce să o întreb chestiile astea. Dar ce ați făcut? N-am apucat să vorbim. Ce ai fi vrut să vorbești? I-a spus din start exact ceea ce se întâmplă, chintesența. Oamenii când ne văd împreună sunt geloși. Au impresia că am putea forma un cuplu fericit. Și nu-ți dau dreptul la această libertate. Și fii atent la mine că timpul e scurt, trebuie să te manifesti. Dacă nu faci nimic ilegal și o faci frumos, nu ai de ce să poți să intervii între doi oameni care pur și simplu vorbesc frumos unul cu altul. Acum că ea nu a vorbit cu mine, a vorbit el și care s-a dat drept ea și totul a fost o scenare. Asta este altceva cu care eu, da, nu sunt de acord. Mie mi se pare că tu cauți să faci un fel de justiție oameni normali, ca și cum dai exemplu pentru oameni periculoși. Oamenii periculoși nu se vin aici pe bancă să vorbească cu o fată public. Eu nu cred, eu nu am văzut. Eu am văzut oameni dubioși care fac chestii. Dacă îmi permiți să-ți povestesc un caz, atunci îmi permiți să-ți povestesc un caz pe care l-am avut recent, ca să înțelegi. Două luni de zile am comunicat cu un fost polițist. Toată conversația a pornit prietenește. Povestea că are un fiu. Cred că asta am văzut. Nu ai văzut, că a fost live. Atunci, dar povestea că are un fiu și ce noră minunată aș fi peste 4 ani, că ăștia cam 14, pentru fiul lui. Tu că aveai 14 ani? Da. Tu te-ai dat drept pe fată. Exact. Dar ți se pare normal da, asta? Da, mi se pare normal să-i prind. Să-i prinzi? Pe așa sunt oamenii, au fantezii în cap. Ideea e cine și să-ți ține. Corect, păi tocmai asta fac, frate. Eu am revenind, vorbit frumos cu o fată pe bancă în parc. Eu nu i-am propus nimic indecent. Bun, revenim. Ok, povesteam. Sunt curios de cazul tău. Ok. Perfect. Două luni dar jumate... Dar suntem pe aceeași barcă, să știi. Două luni jumate am discutat cu el. De la discuții despre capacitate, la ce liceu o să dau, am ajuns la discuții despre cum ar vrea să mă sărute, cum ar vrea să mă învețe să sărut, cum ar vrea să mă pipăie și cum ar vrea să facem alte chestii. Un fost polițist care îmi povestea că nu, poți să ai încredere în mine, că eu am fost polițist și sunt oameni periculoși pe internet care vrea să te abuzeze, dar hai să te învăț să săruți. Ok, what the fuck, ăștia, da, acum, da, awkward, da, și l-am prins, da, a venit. Ok, dacă eu aș fi vorbit deci, vreodată așa mesaje cu ea, puteai să mă asociez, dar nu mă disociază-mă, te rog, nu mă pune la aceeași categorie, că nu mă manifest la ferit. Nu te pun la aceeași categorie, că nu am avut de ajuns de mult timp să te cunosc. N-am făcut nimic regretabil când mă știu și am avut mereu etică. Singurul motiv pentru care noi suntem aici e că vreau să înțeleg de ce se pare ție normal să treci cu o minoră de 15 ani la ora 2. Atât. Asta e singura întrebare pe care o am făcut.
fi întrebat. În momentul în care ești la ora 2 în oraș noaptea, se presupune că vrei să fii acolo. Adică nu e un accident, nu e o... Dom'le, treceam pe acolo, m-am dus la 2 noaptea să mă văd cu omul ăsta ca să-l cunosc. Ascultă-mă ce zic, mă zic, nu trebuie ceva. Dar de ce n-ai ieșit? Te întreb ce zic. Da, dă-mi moral, habar. Păi aia, că mie mi se pare moral, frate, să acorzi oamenilor șansa de a fi fericit. Și dacă ea la două dimineață vrea să iasă din casă, să te cunoască pe tine... Ia spune să-ți vă întrebă. Tu vorbești frumos cu ea. Eu ce mă încearcă să mă ajut peste nici în locuri. De ce trebuie să ajut? Păi, de fapt nu cred că mă mai încurc, oricum că mă încurc pe acolo ăsta, dar cu live-ul zic. Asta nu mă deranjează, putem să vorbim. Nu, cred că stai aici. Am fost acum pe live, am venit și să zic și la treaba asta. Da, nu mai se îmbia și la mine. Eu dacă avem o fată și se întâlnea cu unul ca tine, mi-am împineam și se despărceam cu pătea. Ai înțeles? Vedeți, asta mi se pare că e violența care trebuie filmată. Da, de noi vorbim obicei, nu le sunt mortul nimic. Asta și vorba. Nu întâmplă nimic. Spuneam și ei că sunt oameni care asta au impresia, că așa e bine. Să devină violenți când văd că doi oameni comunică la vârste diferite. Trebuie să înțelegi și lui perspectiva. Eu înțeleg că știu de unde vine el, știi? Perfect. Dar pe unde mai la noi, poți să vezi că oamenii se întâlnesc în parc și vorbesc dacă au voie. Dar e altă societate? Da, dar hai să creăm și noi frumos. De ce trebuie să-ți fie frică că... Eu nu știu să-și dea seama. Pentru că bunul simț trebuie pus cu forța sau cu frica în situația asta. Zici? Da. Nu putem să dăm o lecție. Fetele femeile sunt în pericol în România. Ești de acord? Da, probabil că sunt în toată lumea în pericol. Dar eu cred că la noi în țară violența... Și faptul că acum se sperie de justițiarul de Bercen toți libidinul și... Mi se pare perfect. Bun. Ok. Mi se pare perfect. Ok. În sensul ăsta. Îmi pare rău că acum ești tu aici. Băi, și mie îmi pare rău pentru că contextul nu e la fel ca ăla cu care îl faci tu de obicei. Contextul nu este la fel, dar este similar. E aproximativ la fel. Eu de-a lungul vieții am știut să fiu manierat și să aștept. Să nu fiu disperat. Niciodată nu m-am impus. De ce? Pentru că am avut noroc să fiu atenție. Okay. Și am fost fericit cu chestia asta. Oamenii care nu sunt fericiți cu ei, că n-au atenție, devin violenți și poate o agață. Ea e de datoria aici a părinților să o educe până la vârsta de 15 ani. Cu cine ies în parc noaptea la 2? 18. Da, este datoria. Deci la 16, în sus, poți să o inviți și la tine acasă. Dar până în 16 n-ai voie niciodată. Legile sunt făcute cât mai mult, pentru că, ca să le înțeleagă și ultimul ghidăm. Prost. După lege ne ghidăm. După lege ne ghidăm, da. Deci după lege mă ghidez și eu. Acum că noi discutăm despre moralitate și bun simț, e ceva cu care suntem cu siguranță pe aceeași pagină. Și fă diferența între oameni. Nu-i catalogat la fel. Ea, la 15 ani, trebuie să-și dea și ea seama. E datoria ei să știe cu cine iese în parc noaptea la 2 asta. Acum. Și dacă nu-și dă seama, de aceea avem legi să protejeze. Să protejeze, da. Corect, corect. Îmi pare rău că m-am nimerit în situația asta cu voi, dar în același timp știam și așteptam cumva să ne întâlnim, dar m-ați luat într-o surprindere din asta. Ați venit să râzi pe mine șapte deodată. A fost frumos, ai fost amintat cu primul lucru. Și zic, mamă, ăștia mă iau și la bătaie că sunt în România aici, mă. Adică, bun, ok, faptul că tu filmezi, ok, și eu am fost doar în Anglia, dar tu n-ai ieșit în Anglia cu fete de 15 ani? Dă vorbă, deci nu la tine acasă, că n-ai voie. Dă vorbă. Cred că am avut anturaje cu minore. Frate, am avut toată viața. Okay, foarte și fac foarte bine diferența între pe cine poți să inviți acasă și pe cine nu poți să inviți acasă. Okay. Dar ce este cea de ea? Puțin cam mult. Și nu poți să vinci. Măcar recunoaște-mi asta. Da, da, i-am făcut un compliment. De ce special de ea? Îți place? Dar ție nu ți-am plăcea de ea. Nu pot. Vezi, nici eu nu pot. Psihic. Că n-ai voie să chemi acasă. Nu pot psihic. Dar, hai mă. Sunt sincer. Nu o văd ca pe o lampă, cum să zic. Dar tu de ce crezi că manifestă oamenii agresivitatea în sensul ăsta ca să apere? Nu pentru că și-ar dori să fie în siguranță și pentru că și lor s-ar părea că trebuie să fie fericite pentru asta. Cine manifestă? Adică oamenii care sunt gen împotriva discuțiilor. Cei ca mine, nu? Păi tu ești împotriva discuțiilor, hai să fim serioși. Nu sunt împotriva discuțiilor, păi, sunt împotriva intențiilor rele. Exact, păi aici suntem pe aceeași pagină, stai liniștit. Intenții rele nu faci nimic bun, ok? N-aveam nimeni de gând să fac nimic rău, n-am făcut niciodată. Deci eu nu sunt personajul ăla. Amândoi avem o problemă cu personajele alea. Și eu te întreb, crezi că ăia care își manifestă agresivitatea în momentul în care primesc refuzuri, nu la rândul lor știu și ei toți că e valorat o fetiță în roz? Vi se pare la fel? Adică când ea este la două noaptea în parc... Mai pun acum zi de întâlnire cu ea și acum e fetița roz. Că nu mi-am dat întâlnire cu ea acasă, frate, că știu diferența și foarte clară. Dar de ce evitești cu ea în parc? Care păi tocmai ca să vorbim în parc, unde păi avem voie. Păi și tu ai voie să vorbești cu ea în parc. Păi de ce? Păi treaba care nu știu de ce. S-o cunosc. De ce? Am văzut-o la o petrecere ceva. A fost bună, nu-i așa? M-am cunoscut cu prietenul ei atunci. A fost bună? Nu te-ai cunoscut cu mine. Nu te văd că pui... Eu nu folosesc asemenea termen când vine vorba. Ok, ți-a plăcut? Am alintat-o, n-ai fi vorbit frumos cu ea, cum ai fi vorbit? Ai fost atras fizic de ea atunci?
Nu, am văzut 5 minute pe ubașa. Așa, și de ce el? Și de ce te întrebi pe aștept? Dacă îți faci un switch inside. Ce te-a... Ce te-a îndemnat să continui să mai conversezi cu Eli? De ce nu? Ce te-a îndemnat? Dar de ce ziceți? Am întrebat de regine. Ce spui? Spui că n-a trebuit aici. Ce te-a îndemnat să continui? Păi n-aveam minte. Eu am vrut să te cunosc pe tine, că eram interesat că ești un și a face astfel de lucruri și eram curios să văd ce mintea ta. Deci am avut un motiv să vin aici. Tu ai avut un motiv să vorbești cu ea. Care este acel motiv? Păi s-o cunosc. De ce ai vrut să-l cunoști? Ce te-a atras? Intelectul? Fizicul? Nu, n-aveam să-i cunosc intelectul, îți dai seama. Am înțeles. Deci fizicul. Nu e... Mai vorbești cu alte minore? De vorbit, vorbesc cu mulți oameni. Te-ai mai întâlnit cu multe minore? Nu m-am întâlnit în parc noaptea la 2 cu niciuna de 15 ani până acum. Prima oară. De 15 ani, da. De 17, 16 am mai vorbit, da. La 18 le chem și la mine acasă. Iar dacă la 17 m-au chemat la el acasă, am fost. Pentru că e legal. Dar trebuie să te cheme ea acasă. Am vorbit cu tatăl ei, da. Ai vorbit cu tatăl ei. Da, nu ți se pare normal? Smart. Numai așa am fost, frate. Numai la el acasă. Dacă tu crezi că... ok, iar se întâmplă chestii, nu se întâmplă nimic. Aveți o inițiativă bună. Dar? N-aș putea să fiu, dar... Deci nu contează ce ai spus înainte, dar... Nu, cu inițiativa sunt de acord. Nimic, dar cred că de dar au... Nu contează. Ei, cum să contează? Contează cum îți gândești ideea ulterioară. Okay, că dacă ipoteza ta e că n-aveți o imagine, așa, după aia spun altfel. Okay, că faptul că aveți o inițiativă bună, dar... Mă gândesc, da, dar... Mi se pare că n-ar trebui să tai comunicarea. Nu vreau să tai comunicarea. Care 16, care 17, care 18. Și să tai comunicarea ei cu alți oameni, nu faci decât să o faci să nu știe de fapt la ce se expune, care e realitatea, care e lumea. Deci, nu, faptul că eu prezint asta în mediul online, expun problema. Mulți minori nu știu la ce probleme există în mediul online. Ok, foarte bine, foarte bine. Să-și dea seama cu toții că până să iasă în parc, noaptea trebuie să vorbească. Nu ai idee câte minori îmi scriu că au 15, 14, 13 ani. Nu, și au început să aibă încredere, nu știu ce bărbat, de 20 plus. Da. Și au trimis poze indecente și acum individul le șantajează. Ferească pe Dumnezeu, asta e cu totul altceva, bravo ție că îi găsești. Foarte multe probleme. Okay. Acum că tu nu aveai nicio intenție greșită, asta e cu totul dar ești aici cu mine, înseamnă că a fost ceva greșit în mișcarea ta. Nu. Aici și vreau să înțelegi că a fost ceva greșit în mișcarea ta. Să comunic cu ea? Nu să comunic cu ea. Să accepti să întâlnești la două noapte cu o fată care spune că se va ascunde de părinți ca să ia să se întâlnească cu tine. Păi tocmai nu ți se pare valoros? Cum să mi se pare valoros? Păi când ea vrea să te cunoască pe tine, frate. Și ești dispus să săriște. Săriște, să își supere părinții. Nu legea, părinții. Iese din casă noaptea la două să vadă în parc cu cineva. Se pare că ea nu vrea chestia asta? Vrea să te cunoască. De ce să nu ieși? De ce este curioasă de lume, vrea să cunoască lumea. Și tu nu știi să te expui frumos în fața ei? De ce trebuie să crezi că e ceva periculos sau obscen sau urât sau murdar? Pentru că poate crea un precedent. Poate data viitoare nu o să fii tu, o să fii alt individ la două noaptea și poate individul ăla nu o să fie atât de drăguț ca tine. Asta e ideea ta? Da, asta e ideea mea. Păi ea nu trebuie să-și dea și acasă. Cum este educația la noi în România? Cum crezi că este educația la noi în România? Avem o educație sexuală în școli? Avem educație civică în școli? Avem religie în școli. Exact, avem religie care e stupidă. Bun, care poate ceva, eu de acord. Da, dar minorii noștri nu învață ce riscuri există în mediul online. Păi, tu ca părinte nu e datoria ta să-ți... Evident că este datoria părinților, dar dacă părinții nu fac asta, noi ce facem ca societate? Nu ne apărăm viitorul? Trebuie să-i educi. Exact. Pentru că odată ce... Și în același timp educi. Ok, dar eu sunt responsabil, eu nu i-am propus nimic de ce. Nu, ești irresponsabil, pentru că ok, tu nu ai intenții rele. Am înțeles, suntem de acord cu asta. Chiar nu cred că avem nicio intenție rea. Ai văzut cum o manifestă? Dar... Ai creat un precedent cu o minoră de 15 ani, să-și mintă părinții să iasă la două noaptea. Nu i-am pus-o, nu. Tu ca un adult responsabil, aveai obligația morală să-i spui că nu este ok față de părinții să-i mintă. Asta și putea să discutăm acum pe bancă. Și ai discutat? Aveai de gând să-i spui asta? Poate că asta era un subiect de discuție, da? Poate. Poate, da? Precum fizica cuantică, poate.
Nu cred că ajungeam chiar acolo, hai să fim serioși. Nu mai ironiza, că sunt om serios, crede-mă. Nu aș fi vorbit cu ea lucruri pe care ies peste creștetul ei. Aș fi vorbit cu ea lucruri comune. Cum ar fi, dar de ce-ți minți tata? Ți-e frică de el? Ce se întâmplă? Care înțelegi? De ce ai făcut asta prealabil? Nu, am apucat, că am vorbit trei. Nu, prealabil în mesaje. Pentru că aveai vaga impresie că s-ar putea să fie o țeapă. Nu, știam că ar putea să fii tu, da. De ce nu ți-ai securizat alibiul? Păi ce alibi? Că nu mi se pare că trebuia asta. Nu mi se pare okay, asta putea să discuta cu mama și aveai tot live-ul cu ce discutam cu ea. De ce să vorbesc într-un mesaj chestia asta? Să risc să ce? Să fac pe moralul, pe durul, pe... Adică ce rol am eu în viață? Nu mi-aș permite să-mi dau vreun rol, înțelegi? Adică sunt curios de la distanță. Am venit la gard să mă întâlnesc cu ea la gard. Nu am venit la gard să o apuc, să-i fac ceva periculos. Am venit la gard să vorbesc cu ea. Acum că tu găsești oameni care fac într-adevăr și drăși pe lumea asta, e o inițiativă pe care ți-o lau. Dar te rog să nu mă confunzi. Încerc să-mi trebuie. Este imoral, în opinia mea, să creezi acest precedent de a-și minți părinții și ieși cu ea la două noapte. Repet, nu i-am propus nicio schemă eu. Tu nu ai propus nicio schemă, dar tu ai vrut să te întâlnești cu ea și ea a zis că să ieșim la două noapte și tu ai acceptat. Tocmai. Deci nu ai fost un adult responsabil în opinia mea. Păi aici de ce zici tu asta? Că... Sincera mea opinie. Ok, mie mi se pare că din potrivă. Pentru că minorii sunt foarte ușor de manipulat. Și acum în mintea ei, dacă ar fi o copilă... Adică și tu poate ai manipulat-o să o folosești să facă toate șmecherile astea? Nu am manipulat-o. Ai convins? Ea a venit la mine. Ea e un pion important în relația cameră, ce faceți voi aici. Dacă nu o aveați... Ei s-au oferit... Da. Lasă-mă cu voi să fiu modelul... Ei mi-au spus de tine... De cât timp mi-a spus de el? De cât timp mi-a spus de... Da, când am cunoscut atunci. De mult. Și eram foarte interesat de tine. Că nu erau acolo chestii pe care... în care mă atrăgeau să te prind. Păi... Într-adevăr, ai fost civilizat. Dar faptul că ai acceptat la două noapte să întâlnești cu o minoră de 15 ani, acolo ai ajuns... Ok, acolo am ajuns să fiu curios în fața ta, ok? Exact. Și am fost curios. Și te-ai fost curios. Am fost foarte curios. Te cred. Ai cuvântul meu. Da. Eu citeam ceva aici. Ok, ok. Out of context. Dacă m-ai cunoscut, dacă ai stat să te uiți la cum am vorbit, cred că ai observat că știu pe ce planetă mă aflu. Și nu i-am cerut nici nimic. Sincer? Și nu nici știu cum de n-ai recunoscut-o că a fost în altă șapte de ale mele. Păi eu știu pe ea de la petrecere. Efectiv, omul ăsta știe că se întâlnește cu mine și poate e fan și vrea să mă întâlnească. Fan? Nu are cum. Poate o să-ți devin. Poate o să-ți devin. Consideram că nu e corect să instigi, să te dai drept altcineva. Da, nu e instigare, este de altcineva. E o schimb. Faci o șmecherie. Tu zici că ești o fată de 15 ani și vorbești cu mine. Dar aia nu se cheamă instigare. Aici nu eram pe acești pagini. Dacă tot continui și mai faci lucrurile și trebuie să evoluezi și noi toți, nu mi se pare ok să... Ce zici? Să te dai tu drept altcineva în mesaje. Adică cum eu nu accept și nu-i cer niciun mesaj. Ai pregătire legală? Sau asta este doar o opinie personală? E opinie personală. Bun, atunci opinia specialiștilor este că nu instig. Căci toate... Omul nu are nicio treabă cu tine. Nicio treabă, e cu colegul tot. Stai liniștit. Poți să vii să te uiți în cartea. Ți-am spus, îmi respect pe misiunea. Ok, ok, mulțumesc. Oricum știu că sunt toți de pe ceași pe cine ești. Vă văd ce. Revenit. E opinia ta personală, nu instig. Ok, nicio problemă. Ți-o respect. Opinia legală este că eu nu instig. Dacă instigam, toate... De fiecare dată când prind pe cineva, îmi se ia telefonul și îmi se face planșă fotografic la toată conversația. Dacă era instigare, poți să merge. Că este ilegal să instig pe cineva la o infracțiune. Ok? În cald, codul penal. Sunt într-o infracțiune, consumă infracțiune. Deci, acum mă gândeam eu cu dosare penale. Dacă spune acolo, îți spunea de minune să nu instig persoanele. Și eu la fel, frate. Consider că ai fost instigat în seara asta? Nu. Ok, mulțumesc. Să mai stau pune ca să nu pot, că sunt defensiv. Nu, nici nu știu cum să stau față de tine, trebuie să stăm poate stai pe bancă liniară. Stai pe bancă chill. Adică e dreptul nostru să apărăm tot ce avem în stânga și în dreapta, dar să sufli și în iaurt, să crezi că e fierbinte, nu e ceva ce mă ghidează pe mine. Și cred că nu ar trebui să dai și nici tu dovadă așa ceva, că una e una, alta e alta. Dacă din moment ce are dreptul să vorbească cu cineva și își manifestă acest drept, să spui că... N-aș avea nicio problemă dacă am avea o societate mai sănătoasă, mai dezvoltată, păi, din punct de vedere numărul, că... educativ. Păi asta vreau, eu vreau să ajung în școli să prezint problema asta din mediul online, cu tinerii ca prădătorilor. Deci nu mă pune probleme la prădători, că nu e... Nu te-am pus la prădători în continuare, ești defensiv și nu te-am acuzat de nimic.
Ia, că mie să nu mă pui într-un episod în același... Episodul să iasă cu ok, eu nu am invitat-o acasă. Corect. Nu i-am propus nimic în decembrie. Am vorbit cu ea a doua oară live. Deci am văzut-o la o petrecere. I-am cunoscut prietenul de atunci. Am întrebat-o dacă mai e, mi-a zis, nu mai sunt cu băiatul ăla. Citat care m-a făcut să înțeleg că poate s-au despărțit, cine știe ce se întâmplă, ea vrea să vorbească cu cineva. Și eu mă consideram suficient de matur cât să pot să vorbesc cu ea fără să-i creez nicio leziune. Nici o problemă. Care e problema dacă vorbesc cu ea în parc? Mai ales la ora 2 noaptea când vrea ea. Și atunci am ieșit din casă. Mi-ai scris mesaje, vrei să mai scriu sau să te las în pace? Eu ți-am scris, ar fi bine să mai scris. Atunci nu ți-am mai scris. Și apoi ce s-a întâmplat? Nu mi-ai scris? Nu. Nu, ai revenit. Hai să intru. Nu, că... Ia, intră înapoi, mesaje. Că nu i-am scris după ce ai zis, mă, lasă-mi faci. Dar ești prea frumoasă. Hai, lasă-mă. Chiar așa ți-am scris? Nu cred. Un secundă că n-am vorbit ce nu știu ce. Uite, măi, dar frumos ești pe 7 iași, pe vale. A, și asta n-a mai putut ea să înțeleagă viața, da. Că i-a spus cineva că e frumoasă și a zis trebuie neapărat să fac ceva în sensul ăsta. Ce rău i-am plăcut. Mulțumesc că tu cât ține. Nu ai respectat domnița ei să nu mai cauți. Da. Corect? E un Instagram, a fost o reacție, aia a fost un... Ai respectat dorința ei să nu mai cauți sau nu ai respectat dorința ei să nu mai cauți? Nu mi-a spus nu mă mai căuta. Am spus... Te-au doar mai fost să-mi bag telefonul în buzunar, că-l scot greu. Iar după aia m-a întrebat când ieșim, adică ce vorbim? Da, după vreo o zi de conversație. Dacă nu vrei să scoți din context, îmi scoate niște, te rog frumos. O să mă judești, nu, corect, te rog. Exact asta fac. Încearcă să mă judești corect, să nu mă judești greșit. I-am zis că și asta e și colegul. Colegul este o persoană foarte corectă. Nu, după 5 ani, voi la consimță, mă. Ai voie să consimți tu cu cine vrei să vorbești. Oh, eu am altă idee. Mergem mâine prin geam, buzele, îți comportă pedimente, treci cu mâna de jos pe aici, cu jucața unde pe cușine. Nu, frate, nu am gândit din asta macabră, cred că mă compărțește, nu așa e probleme. Bun. Cred că am ajuns la intesența discuției. Da. Putem să... Nu neapărat. N-am ajuns la... La intesență poate, dar la concluzie nu știu dacă am ajuns. Mai dificil. Mai dificil de tras. Tu trebuie să tragi concluzia. Și trebuie să-ți dai seama ce vrei. Eu încerc să... Eu am o problemă. Văd binele în oameni, și nu mi-e bine, că ții foarte multe țepe în viață. De aceea, de când am apucat chestia asta, nu sunt pierdător deloc. Sunt efectiv ca un robot. Încerc să fiu fără emoții. Dar bine... Văd altceva, recunosc. Păi, un om normal, la cap vezi. Da, un om normal într-o societate bolnavă și... Vreau să te ajut să fac și eu ceva cu voi. Că și eu știu niște chestii care ar putea ajuta oamenii să vorbească cu ele, totuși normal, fără să le ceară. Pentru că asta nu pot să facă, nu să se mai abțină. Nu au răbdare nici nimic. Sunt foarte nefer. Înțelegi? Ca să poți să ai calmul de a aștepta, trebuie să ai în viața ta parte de amor, de dragoste, de iubire. Cred că asta trebuie să faci. Să înveți să vorbească cu fetele. Asta încep, să vorbească cu fetele și în așa timp să învăț minorii să aibă grijă de pericole din mediul lor. Ok, învață tu minorii, dar poți să învăț să vorbească cu fetele? Pe ce te aduci? În episodul următor, habar nu am ce să-ți propun, dar parcă simt nevoia să vă cunosc mai mult. De ce crezi tu că ar fi rău să te întâlnești la gard, să vorbești la vârstele astea diferite? Rău ar fi să faci chestii care ar manifesta o durere undeva, nu? Mi se pare o chestie perfect normală ca un adult să vorbească cu un minor, chestii banale, nu este nimic ilegal, nu mi se pare nici imoral. Dar într-o societate bolnavă ca România, mi se pare o periculos. Problemă. Se pare periculos. Exact. Și mai bine le spui, bă, dar când să ieșiți, nu dați toți de unul ca scurt, poate să dați de unul care vă trage de mâște picioare. Da. Dar nu vrei mai bine să învățăm și... Ca Dragoș care vrea să vii să nu știu ce te lângă cu frișcă. Domnul de Păvoandă care... Nu. Din episodul... Ok, nu știu, dar o să mă uit și eu la ce ai făcut acum, cum ai implicat. Dar... Înțelegi? Adică decât să nu vorbească deloc, mai bine înveți să vorbească? Păi nu e vreo să nu vorbească deloc. E vorba ca minorii să conștientizeze pericolele, să tragă concluzia dacă persoana asta e de încredere care poți să vorbești sau nu. Da, corect. Păi aici e vorba de părinți, că tu n-ai cum să ajungi la toți. Uite că ajung. Aparent sunt urmărit de foarte mulți copii. Mă opresc foarte mulți copii pe stradă. Și nu vorbesc cu unul din 10 copii. Mă opresc foarte, foarte mulți copii. Am ajuns la mulți copii. Și încerc să le explic care e pericolul din mediul online. Pentru că ce fac adolescenții? Prind încredere foarte rapid în oamenii maturi de pe internet. Păi n-am cu cine să vorbesc acasă, mai ales despre lucrurile astea. Probabil sunt multe. Da, păi simt tocmai că nu există în școală discuție liberă despre asta. Nu există. Și atunci se pare că e ceva
care ar trebui să vorbească cu orice adult îl prinde, știi? Nu mai au consimțământ, dar legal au consimțământ. Tu trebuie să-i înveți pe ei să aibă adevărat consimțământ. Tu ai copii? Când o să ai, tu trebuie să-i înveți. Eu când o să am, trebuie să-i înveți. Domnul Pailui. Fiecare Pailui, în bula asta a familiei, că fără familie care să-i învețe, tu nu poți să ajungi la fiecare dintre ei să le spui, bă, nu mai faci asta, bă, nu mai faci asta, știi? Poți să dai doar exemple. Iar acum eu n-aș vrea să fiu un exemplu negativ, pentru că nu sunt un exemplu negativ. Eu chiar am speranța să vorbesc mai mult cu tine, un exemplu pozitiv. Da. Hai să vezi cum se ajunge problema, pentru că poți să vorbești cu ea și la 15 ani. Repet, nu rata ideea discuției. Poți să vorbești. Dar nu ajuta să creezi un precedent periculos, să iasă la două noapte în parc cu un string. Ok, asta da, asta trebuie să-i spui să nu facă așa ceva și mai ales să-și mintă părinții și să nu facă un precedent din asta. Ok, sunt de acord cu tine. Poate urma discuția asta, poți să simți și eu în capul ăla. E logic. Puterea exemplului. Ok. Atât. Pentru că nu vreau să sperii copiii, vreau să sperii adulți. Aici iar nu mi se pare. Eu mai degrabă aș vrea să-i învăț să vorbească cu ea. Să înveți un adult să vorbească. Să înveți un adult să vorbească, serios. Da, Alex, adică în momentul are voie să vorbească, el nu știe să vorbească. Realizez că IQ-ul mediu în România este 80, da? Dar realizez că 41% dintre români sunt analfabeți. Exact. Nu, eu nu poți să jignesc pe nimeni. Educație la adult, dar trebuie să cu frică. Frică? Cu frică, îmi pare rău, sunt puțin extremist pe chestia asta. Trebuie cu frică. Așa e, deci. Ca un animal. Bărbații din ziua de astăzi, majoritatea sunt foarte proști. Și nu știu să vorbească cu o femeie, știu să se comporte cu o femeie, de aceea atâtea violențe, atâtea agresiuni, atâtea violuri. Mă scuzi, nu pot să le duc pe individul la care vrea să violeze o femeie. N-am cum. Asta zic și eu pe la n-ai cum, trebuie să doar să te nu ferești avem un program să nu ajungi acolo. Durează, presupun, ani să facem un program cap-coadă. De aceea cred că trebuie o soluție extremă. Frică. Legi dure. Ca în Marea Britanie. Tu acum, dacă... Te-ai fi propus vreo chestie, mesaj, hai să facem sex și acolo aici. Ferească-mă, Dumnezeu. Erai la pușcărie păi în acest moment, așa ceva, băiete, nu mai eram la 33 de ani. Nu mă înțelegi? Păi îi vorbesc cu... De când sunt mic, am știut să fac diferența. Cum să... Dă-o dracu. Da. Foarte bine, dă-le exemplu. Dă-le dovadă. Înțeleagă la multe persoane că... Hei, stai, e periculos puțin. E periculos, poate fi periculos. Cred totuși că în București, în parcul tineretului, nu e la fel de periculos ca pe la alte sigur, sate. Sigur, sau... suntem într-o țară cât de cât safe. Da, rata infracțiunii e destul de mică la noi, dar tot există, cu siguranță. Da. Dar cel mai mult se desfășoară și se manifestă la țară, unde oamenii consumă și alcool și nu au nici măcar discernământ. Bine, și astea cu agresiunile sexuale, nu sunt raportate în mare parte. Înțelegi? De aceea nu știu, atât aici de, tu știi. Atât de... Cu statistici și cu astea, habar n-am. Da. Și pentru că n-au nici motiv să aibă încredere în poliție, în lege, în instituțiile statului. Anul trecut, din 788 de cazuri de racolare, doar 3 indivizi au ajuns la pușcărie. Și asta te-a determinat să... Nu, asta m-a determinat. M-a determinat dorința de a face ceva în România, de a schimba ceva. Sunt mulți atunci, fapturi. Dan, decât să vă urez să fiți vigilenți. When everything fails, și am revenit. Nu știu ce părere v-ați format sau ce părere vă veți forma cu privire la acest material. Cert este că este un subiect delicat, un subiect dificil, o situație dificilă. Mi-a promis că a înțeles că acțiunile sale se pot interpreta într-un mod greșit și a promis că nu o să mai facă chestia asta. Mai departe, depinde de el. Aveți grijă de voi și stați departe de prădători. We mobbing and thugging, you bitching and bugging. There's nothing that we got in common. I've been out grinding and hustling, investing this paper, got tired.